Salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din Curiosity Land. Cu un feedback așa de bun la ultimele clipuri, cum să n-ai tu chef să filmezi? Da, deci m-am chinuit aproape o oră să găsesc un subiect interesant și mi-a venit prin cap să vorbim despre unele organe ale corpului. Probabil că voi spuneți că avem 100% nevoie de creier, de stomac și așa mai departe, corect? Fără creier ai spune că nu gândim și nu se poate. Fără stomac ai spune că nu putem mânca. Fără rinichi ai spune că nu putem trăi și așa mai departe, corect? Ei bine, eu nu o să intru foarte mult în termeni medical pentru că nu mă pricep și nu vreau să dau date eronate și haideți să intrăm în episod. Începem cu stomacul. Probabil că voi spuneți că e imposibil să trăim fără stomac, nu? Ei bine, uite că e posibil. Pentru unii pacienți cu cancer la stomac sau cu unele dificultăți la stomac, cel mai bun lucru este să li se scoată stomacul în sine. După această procedură, esofagul este direct lipit la intestinul subțire, iar acesta din urmă va prelua funcția de stomac. Foarte simplu. Bine, foarte simplu în teorie, pentru că eu chiar nu-mi imaginez cum ar fi fără stomac. Singura problemă, spun medicii, ar fi absorpția vitaminei B12, splina. Cu toții știm că atunci când facem sport în exces ne doare splina sau când suntem la sport ne doare splina și așa mai departe. Aceasta face parte din sistemul imunitar, dar ajută la îndepărtarea celulelor roșii îmbătrânite din sânge. Cu toate acestea, se poate trăi fără splină. Deoarece corpul are alte mijloace prin care se detecteze virusurile și bacteriile din organism, iar de îndepărtarea celulelor bătrâne se va ocupa ficatul. Rinichii. Cu toții știm glumele acelea că îmi iau un iPhone 7, dar mi-am vândut un rinichi și așa mai departe, corect? Poți fi născut fără un rinichi? Poți dona un rinic unei persoane care are nevoie sau poți îndepărta un rinic dacă ai vreo boală. Și după toate astea se spune evident doar în teorie, pentru că, na, nu sunt sigur, că poți trăi fără probleme. De asemenea, poți trăi chiar fără cei doi rinic, dar asta înseamnă să faci dializă frecvent. Degetele mici de la picioare. Strămoșii noștri, primatele, își foloseau degetele de la picioare pentru a apuca și a se balansa de ramurile copacilor. Omul modern poate rămâne vertical folosind doar primul deget de la picior, precum și următorii trei vecini. Al cincilea deget, adică degetul mic, a rămas ca un produs secundar al evoluției. Mușchii erectori. Ei bine, reprezintă acei mini-mușchi care ajutau pe strămoșii noștri să le ridice părul de pe corp pentru a conserva căldura și pentru a părea mai mari, mai înfricoșători în fața inamicilor. Astăzi, acel mușchi îți creează pielea de găină. Asta chiar mi se pare interesant. Și încheiem cu creierul. Ai auzit bine. Bine, nu fără tot creierul, fără părți din el. A fost cazul în care, în urma unor accidente, au fost îndepărtate bucăți din creier sau jumătate din creier. Totuși, există oameni care se nasc fără cerebel, adică fără creierul mic, și trăiesc normal ca niște indivizi absolut normali. Creierul este adaptat să preia rolul părților lipsă, dar nu pot să garantez că omul o să fie 100% în toate mințile sau o să judece 100% coerent ca și cum ar avea creierul întreg. Bun, asta a fost cu acest episod, eu sper că v-a plăcut, sunt puțin răcit și nu cred că am vorbit chiar atât de bine și sună cineva la ușă. Cam atât și cu acest episod și cred că ați văzut și voi că, virgulă, corpul nostru este destul de ciudat. Și acum cred că o să fie oameni care o să răspundă: apoi Mihai, știi că sunt termeni mult prea general și n-ai dovezi. Noi spunem niște curiozități, noi nu suntem un canal care să dea foarte multe informații. Cred că dacă sunteți abonați la noi, v-ați dat seama de chestia asta. Dar asta nu contează. Dacă v-a plăcut, am marea rugăminte să dați un like, să știu și eu că apreciați și să ajungem la acest episod la 4000 de like-uri, pentru că eu chiar am văzut că se poate din episoadele anterioare. Dați un click aici, chiar aici, pentru episodul meu anterior care a mers foarte bine. Eu sunt Mihai Remus, mă găsiți pe pagina de Facebook din descriere, dar până data viitoare nu uitați să rămâneți curioși și în continuare. Pace!